domnilor, doar câteva clipe, veți vedea noi imagini spectaculoase dintr-un meu triumfal al președintelui Iohannis în Africa. Veți vedea filmul complet cu președintele alături de prima sa doamnă. Ion Cristoiu intervine și el cu analiza momentului, informații obținute și documentate de reputatul jurnalist. Iar vulpoii băsiști, domnilor și domnilor, ghiciți ce fac. Încep ofensiva și declanșează atacul la Iohannis din interiorul PNL. România TV a avut din nou dreptate. Se confirmă totul. Avem și dezvăluiri din dosarul care a cutremurat România. Avocatul va intra în direct alături de noi cu mărturii incendiare. Analizăm și experimentul venitului universal de bază. Toată lumea să aibă același venit. Ce teste au ajuns să facă și la noi? Și în premieră interviu uluitor cu inegalabilul Vali Vigelie. Secretele lui Vali Vigelie, mărturii tulburătoare. Ce n-a știut nimeni până acum despre omul Vali Vigelie. Breaking news. Klaus Iohannis își continuă turneul african și a vizitat unul dintre locurile cu încărcătură istorică tragică pentru întreaga regiune. Șeful statului a mers pe insula Gore, folosită în trecut ca avanpost pentru comerțul cu sclavi. Haideți să vedem. Scuzați-mă, cuprinse ritmul. O salut și pe Iosefina Pascal cu ocazia asta. Bună seara, Iosefina, mulțumesc că ești alături de noi. Bună seara. Și de asemenea îl salut pe domnul Florin Manole, secretar general adjunct al Partidului Social Democrat. Bună seara, domnul Manole. Avea doamna Iohannis ritmul în sânge sau nu? N-aș putea să zic, dar... N-aveți expertiză sau de ce? Nu, să știți că eu sunt, mai puțin priceput la asta, la partea... Nu, la coregrafie. E depreciativ, dar faceți drăzenia. Știu și de asta o spun, deci așa, nici cu muzica, nici cu jocul? Cu muzica știu că ascult. Știți? Dar nu știu să cânt sau să dansez. Din număr pleacă totul. Sunt mai multe categorii de în România, știți? Nu sunt numai... Ferrari-ul să... Toba pe balans, ăsta e Nu. Eu mai mult cu facultatea de istorie. Ați făcut facultatea de istorie? Păi facultatea de istorie... E mai mult pe vechi, pe ascultare. Domnul Harnate. Domnule, am citit și o declarație a domnului președinte și aproape m-a convins. Noi, primul președinte, care bagă România pe radarul țărilor africane. Absolut. Ceea ce mi se pare încurajator. Mi se pare tare ca un radar țărilor africane. De rusește, știu. Ce răutăți eu sunt. Adevărul, la câte ambasade avem noi, adică l-am desfințat în Africa, acum cu vizita domnului președinte, poate până la urmă s-or mai deschide pe undeva, că
Păi nu știu dacă sunt fonduri acum cu austeritatea asta. N-aș vrea să fiu... Adică poate iar vin studenți din Africa în România, cum veneau înainte. Păi da, stați un pic, că spre exemplu... E un moment important. Acum vreo 10 ani, și asta o știu din sursă zero, în câteva guverne din Africa și în câteva guverne ale unor țări importante, erau miniștri plini care făcuseră facultatea în România, la București, da, până, la Brașov. Până cu câțiva ani, pe președintele Zambiei îl chema Lungu. Pe președintele Zambiei, nu pe președintele Republicii Moldova. Lungu? Lungu, așa îl chema. Dar de unde? Se trăgea din Zambia. De Bucovina, probabil, de probabil. În Mozambic, de exemplu, o altă țară care în sfârșit domnul președinte a ratat-o foarte mult. Deocamdată, poate da, mai are o... Da, mai e un turneu. Mai are un an. Foarte mulți vorbesc limba română fără niciun fel de probleme, fiindcă au făcut și ei, și rudele lor, și copiii lor, și toți facultății în România. Sigur, e un moment, eu vă spun acum sincer, care ar putea da o idee celor care guvernează că ar trebui să ne ridicăm ochii și mai încolo de gardul care cu evaziunea fiscală și cu fiscalitatea. Da, eu adică... sunt de acord cu dumneavoastră, dar pentru cei care au cât de cât habar și care au trecut cu privirea de chitii la vorba dumneavoastră, să știe că Africa e cam împărțită între ruși și chinezi, cel puțin din punct de vedere al resurselor. Da. Din când în când mai sunt și francezii pe aici, pe acolo, pe unde au fost stăpâni și așa mai departe. Și noi ce păcatele mele să mai luăm de acolo? Păi, noi am putea, noi e o țară, un continent, în primul rând, bogat, un continent în care, totuși, România, acum, vă spun din, neapărat din impresie, dar din experiența personală, România e foarte cunoscută. Da, culmea. Dar adică, ne folosește la ceva cunoscută? Adică, mai puțin cunosc România, nu știu, în Olanda sau în Danemarca sau în Suedia, da. Decât e cunoscută, nu știu, în Mozambic, în Ghana, da, dar în Zambia. Dar mi-au făcut foarte multe exporturi în anii 70 și 80. Și au fost la nivel industrial către Africa. Erau relații comerciale, nu știu dacă privilegiate, dar important. N-am făcut lucrări importante. Am făcut lucrări editare, am făcut lucrări industriale. Deparaje, hidrotehnice, amenajări și așa mai departe. Asta am făcut în principal în Africa și în Orientul Mijlociu. Exporturi la nivel industrial făceam în America Latină. Dar totuși nu uitați că în conformitate cu statisticile internaționale în zona de drept internațional, dacă vreți să-i spunem așa, România era în anii final de anii 70, început de anii 80, a cincea putere, în ghilimele, diplomatică. Pentru că relațiile pe care România le avea în Orientul Mijlociu, în Africa și în America Latină, au reușit de multe ori, n-ați să știți mult mai bine, să detensioneze multe situații. E un continent cu resurse aproape inepuizabile. Adică, din an în an se mai descoperă, eu știu cât, un zăcământ de cobalt, un zăcământ de cupru, un zăcământ de, eu știu, platină. Sau eu știu ce. Dar la, pe care... Cu excepția lui Frank Timiș, care... Fie bine, cât da. El de român. Dumneavoastră n-a trăit în România. Dumneavoastră mai știți vreunul care să fi dus pe acolo? Mă rog, a încercat și tender, dar la miliția și a făcut 5 ani și ceva, două. Nu, n-a încercat nimeni. Mai mult decât atât, apropo, că citeam săptămâna trecută că se înființează, era mare tamtam, se înființează o bancă de dezvoltare în România. Da. Și am zis, domnule, e foarte interesant că toți care fac bănci de dezvoltare se gândesc la a garanta niște companii din țara respectivă să facă afaceri investiți în afara țării. Da. Nu. Am citit atribuțiile băncii respective și, de fapt, era pentru cei care investesc în România. Păi tu faci bancă de dezvoltare. Ca să-i sprijin pe aia? Ca să-i sprijin pe aia din România? Sau nu pricep foarte bine, dar Exim Bank-ul ar... Cred că are o parte nu, de Exim Bank, să... parte de finanțare Exim Bank ar trebui da, să facă așa ceva. Dar totuși în delegația asta de safari și în sfârșit în excursia asta au fost luați și investitori români sau reprezentanți ai industriei? Nu, să-l capă, domnule, în avionul ăla de 13 oameni. Asta mă întrebam și eu, care e legătura. Opriți-vă, am întrebat, nu, dar stați opri, nu, sunteți răuvoitori, pentru că, domnul Ionaș, dacă n-a plecat cu investitorii după, le-a găsit acolo. Sigur, doi dintre ei erau pe goană, erau pe site-ul internet.
pot, da. Mă rog, atâta s-a putut, vorba domnului Iohannis. Nu, nu, dar să știți că eu am încercat să privesc această vizită într-o notă serioasă. Și? 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 Mai ales la început, când am auzit, nu știam țările pe care vizitez, dar am auzit că face o vizită pe continentul african, m-am gândit eu, așa, în mintea mea, că poate o să înlocuim Franța în anumite țări, odată cu ieșirea de pe acele piețe, m-am gândit că pe relația și? Cu China, având relații mai bune... V-a convins până cu vizită? Să știți că începând de alaltăieri, de când au apărut acele imagini despre care eu inițial am crezut că strucate, că sunt făcute... Aia care se răpăjau... Și doamna Dorgiu, eu a crezut la fel, ca să știți. Nu, eu vă spun citit sincer, articolul, că știți citit, că... Da, da. Chiar am crezut eu vă trimit ce scrie. Eu din acel moment am avut în cap doar două personaje, porcul și oposumul din Lion King. Vă spun sincer, poate pentru că eu mă uit foarte mult la desene, ca am copii mici, dar Lion King e un desen și cântă cei doi... Porcul și, porcul și oposumul cântă Hakuna Matata foarte frumos și eu numai asta am în cap despre această vizită. Dar până la urmă, nu pot să iau nimic în serios. Ne trebuie și puțin divertisment. Adică da? Atât la încrâncenare în țara asta nu se poate. Adică trebuia puțin să... Eu apreciez vizita, să știți, pentru că sincer m-a dus cu gândul la vacanță. N-am mai fost de foarte mulți ani în concediu. Dar nu asta credeți că președintele României în vacanță, cu serios vorbim? În concediu, nu în vacanță, mă scuzați. Nu, Doamne, ferește. Nu, mă refeream la mine. Președinte în fiecare clipă și cu toată ființa corpului. Chiar înțeleg că s-a ocupat, că e foarte... S-a și plâns la copii de la o școală, că e foarte ocupat. Că e foarte ocupat și nu prea reușește să se vadă cu doamna. Dumneavoastră, credeți că e ușor să construiești România normală, România educată și a lucrurilor bine făcut? Nu e ușor. Credeți că... Gândiți-vă ce resurse de energie, de energie mentală, de concentrare, cât spirit, câtă experiență, cât de greu e să gestionezi atâtea idei și să le pui împreună spre propășirea materială și spirituală a țării. Ați văzut aici un coșbuc. Exact. Acolo adică, înghesuială de idei. Acolo înghesuială de idei, tăticu. Iosefina, vin imediat și la tine, dar vreau să vedem și ce zice domnul Cristoiu, pentru că a recunoscut că a fost și el impresionat, la fel ca și noi, de imaginile în care apare cuprul prezidențial în Africa și susține cu surpriză că totul a fost foarte bine gândit și pus la punct cu un scop precis. Am capacitatea de a vedea și partea plină și partea goală a paharului. Sigur că această călătorie din Africa a ajuns în România sub aspectele ei pitorești, da? Da, acum pot să pun o întrebare. Dacă nu erau aceste momente pitorești, știa cineva din România că Klaus Iohannis este în Kenya, în, nu știu, Capul Verde și în Senegal și în Tanzania? Nu. Eu ce suspectez? Eu cred că el a avut o mașinărie, Klaus Iohannis, care a zis, bă, oricât am dat noi comunicate, că am semnat memorandum, că am stat nu știu ce, în România nimeni nu va fi atent. Hai să agățăm opinia publică cu chestiile astea. Și într-adevăr, acum, orice român, dacă îl întreb, vă spune, unde e Iohannis? În Africa, da? În țările alea cu tare, în Kenya, în Tanzania, nu știu ce. Păi și... Păi da, și noi știm că acolo m-a asistat la un moment în care i-a aruncat portretul mare. Dar, repet, imaginile care pot fi, băi, excursie de lux cu tare, dar în același timp se știe. Deci dacă cineva a avut interesul să se știe că el a fost totuși în Africa, în numele României, atunci aceste... Mici, aceste lucruri pitorești par puse, făcute din adins sau din adins transmise, pentru ca românii să știe toți, grație televiziunilor. Adică să știe unde este. Păi nu, nu neapărat. Uite, da, eu m-am gândit la varianta asta. Iosefina, eu citesc printre rândurile declarației domnului Cristoiu că de fapt este, dacă vrei, o scrisoare de intenție pentru viitoarea sa poziție, cea pe care o rifnește, aia de înalt reprezentant pentru nu știu ce mama dragă. Înaltă figurat. Nu, și la propriu. Asta vreau să spun și eu, că el nu a fost în calitate de președinte al României, nu a reprezentat România în propriu zis, dar s-a profitat de poziția bună pe care o are România în zona respectivă, cum spunea și domnul Jelea, cum spunea și domnul Harnagea, de apartenența istorică la, mă rog, temperarea
cu conflictelor diplomatice și chiar militare de-a lungul timpului, tocmai pentru că marii jucători în zona respectivă nu mai sunt atât de bine văzuți și deprimiți, având în vedere și istoria lor de coloniști, cu conflictele recente în anumite zone din Africa. Gândiți-vă că Africa, în materie de resurse prime, este principalul furnizor sau principalul susținător al revoluției tehnologice către, către energia verde. Adică de acolo avem tot ce ne trebuie pentru componente de bază, calculatoare, absolut tot. E clar că omul a mers acolo cu totul alt mesaj. Acum ce a apărut de acolo cu acea scenetă e foarte frumos, dar nu cred că l-a impresionat. Nu cred că a înțeles mentalitatea celor de acolo, nu cred că a înțeles mentalitatea celor din America Latină, unde a fost de asemenea acolo, fiind da, dacă, resurse. Da, da, dacă se confirmă și dacă domnul Iohannis va deveni candidat și chiar alesul, ceea ce îi dorim, să sperăm, în funcția de înalt, ne rugăm pentru... Ar fi o onoare pentru așa, noi ca români. Ca înalt reprezentant al UE pentru politică externă, sau cum se cheamă funcția de ocupă domnul Borel, acu, dacă nu mă înșel, nu? Începe să capete un sens, chiar cu... E un soi de ministru de externă al Uniunii Europene, nu? Exact. Adică să-și ia și domnul Iohannis servicii în sfârșit la bătrânețe. Păi, domnul Ciuta, cu alegerile europarlamentare au loc în iunie 2024. Noua comisie probabil se va turni undeva în timpul verii. Eu tot am auzit învârtindu-se această idee, dar domnul președinte Iohannis și-a dat demisia de mandat mai devreme. De ce nu? Pentru că are o umilință la adresa poporului român. Doamne! Nu a întregului popor, doar a celor 66% care cu multă înțelepciune au hotărât că un mandat n-a fost care suficient. Nu înțeleg măreția gestului politic de sacrificiu pe care îl face, domnul Iohannis. Se presupune că va fi un moment în care lumea va plânge pe străzi. Sau... Eu așa, da. Și așa ar trebui, adică da, normal, ar fi o pierdere. Sunteți pregătiți să ne tăvălim în chinuri pe străzi, domnul Iohannis? Sunteți pregătiți să vă urmăresc, eu nu cred că voi. Al unui stat să devii ministrul de externe al unei entități care la nivel de politică externă ai... puterea unui, nu știu... urs. A unui leu. Care urs, domnul Ciutacu? E o poziție mai grea onorifică. Că domnul Borel reprezintă Germania la nivel de politică externă sau Franța. După votul de azi din Parlamentul European, s-a eliminat dreptul la veto. Acum se votează cu 50% plus 1 din votul. Dacă dumneavoastră aveți un serviciu, vi se oferă un serviciu mai bun, nu vă duce la serviciu mai bun, întreb. De ce nu sunteți empatic? Uite, domnul Jera a rezumat. Mercantil, cum îl știm, ca întotdeauna breaking news. Vulpoi băsiști încep ofensiva anti-Iohannis prin surpriză vocea lui Radu Berceanu, care a ieșit surprinzător pentru unii la atac. Vechii pedeliști acciuați în PNL îl atacă direct pe șeful statului, dar cer și înlăturarea lui Nicolae Ciucă de la șefia partidului. Ia să-l auzim pe domnul Berceanu, că tare înțelept grește. Domnul președinte Iohannis... l-am votat de două ori, este în ultima vreme decuplat de tot de ceea ce scrie prin Constituție pe acolo, unde zice că președintele mediază între stat și societate, probabil că între statul tanzanian și societatea de Masai, că altfel pe aici când au fost niște probleme, eu nu prea l-am auzit. Faptul că dumnealui nu mai e foarte interesat așa de România, de nimica, asta e un om mai comod. Are o aliură de rege, așa. Aș vedea că se duce la Ascot, știți, la cursele de acolo din Anglia și împreună cu... sau că joacă polo din ăla călare. Cam pe aici, prin zona asta e. În schimb, când au fost toate problemele cu învățământul, dumnealui fiind fost profesor de fizică, da, fiind din domeniu, n-am auzit nimica, nu, zero. PNL-ul are alegeri, vreo 4 bucăți la anul, și mie mi se pare că sunt foarte nepregătiți. Foarte nepregătiți. N-au candidați nici de președinte, nici de primar de București, nici de... cum să spun, mie mi se pare că stau foarte rău. Și cred că e momentul... așa, destul de întârziat, dar e momentul să se trezească și să se gândească. Noi am mai văzut un film în care a dispărut PNCCD-ul. Da.
Și să știți că lucrurile se pot repeta, se pot întâmpla lucruri grave. Ei pot să ajungă la cel de-al patrulea rând de alegeri de anul viitor, să iau un scor cu o singură cifră. Să vede că nu e de aici și nici n-are cum să devină, pentru că omul e militar. Probabil că e un militar foarte destoinic, nu știu, nu am informații și nici nu mă... Dar politician, în mod evident, nu e. Ciucă trebuie dat jos? Da. Neapărat. Adică de ce? N-are nicio legătură cu partidul și cu politica. Domnule, și cu campania electorală. În seara asta. N-are nicio legătură, n-are ce să caute acolo. N-are legătură. Nu știe, nu poate, nu e de acolo. N-are cum să conducă partidul în perioada asta. Văd ce se întâmplă la PSD și cum se mișcă. Văd ce se întâmplă pe la AUR și cum se mișcă. Și nu prea văd ce se întâmplă la PNL ca să se miște și ei și să fie acolo, dar nu se mișcă prost. Cred că a fost bună întrebarea asta, chiar foarte bună. Nu, a fost foarte bună întrebarea, dar nu se mișcă. A, nu, e... Nu se mișcă, e... E ca pe cardiogramă, așa. E static așa. Domnul, România TV a avut dreptate din nou. Încă din primăvara acestui an v-am prezentat petrecerea la care s-au adunat toți băsiștii din PNL și v-am informat că se pune la cale o nouă lovitură politică. Hai să vedem, să revedem imagine de la petrecerea la care s-a stabilit atacul chiar la președinte. Domnul Jelea, eu zic așa, domnul Berceanu a fost unul dintre puținii care a înțeles de vorbă bună când i s-a zis că e mai bine liber și bogat decât sărac și la pușcărie. Da? Și s-a șutit. Dintr-o dată l-a apucat cheful de vorbă. Eu am emis trei ipoteze. Unu, ori a fost apăsat pe buton. Doi, ori participă la un complot și înclin să cred că da. Trei, ori s-a făcut de pușcărie, ceea ce nu-l bănuiesc pe domnul Berceanu. Eu n-am avut nicio informație, pot doar să comentez cu dumneavoastră după oarecare experiență așa. În zona asta. Aș vrea doar o paranteză pentru acuratețea dar istorică. Dar foarte scurtă domnul paranteză. Cătălin Predoiu a fost membru PNL. Sigur că da, întotdeauna s-a dus după Băsescu oriunde a fost nevoie. Totuși, de el. Totuși nu poate fi pus în zona băsiștilor, în sensul că nu și-a început care la PD. Absolut. Toate celelalte nume au fost într-adevăr oameni grei și relevanța ai PD-ului. Nu, Berceanu a fost conducerea PD-ului, să ne înțelegem. Meluțu Mexicanu, Blaga, Berceanu... Domnul Videanu, bineînțeles. Videanu. Să nu uităm, domnul Blaga cu domnul așa. Berceanu și cu domnul Videanu erau numiți da. BVB da. Și erau cei mai relevanți oameni, lideri ai fostului partid al domnului Băsescu. N-aș vrea să vorbesc cu păcat, dar numai domnul Udrea mai lipsește în vechea conducerea PD-ului din combinația asta. Eu aș... da. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Eu aș interpreta situația asta în felul următor. Unu, clar nu mi se pare ceva la întâmplare. În primul rând. În al doilea rând, nu cred că la o astfel de emisiune vine cineva întâmplător. Dar cel mai important lucru, și aici, repet, doar fără vreo informație, eu am senzația că totuși acești oameni care vă reamintesc că eram acolo da. Au salvat acest partid după ce USL-ul a câștigat alegerile da. Cu scorul ăla zdrobitor și s-au refugiat la noi pe vremea aia la PNL. Da, s-au spălat de ba, toate și păcatele și acum sunt liberal de pe vremea Brătienilor. Și atenție, nu e nici de bine, nici de rău, e un lucru de admirat pe undeva această abilitate pe care au. Dintre liderii PNL astăzi, conform da. Sondajelor, domnul Ionaș poate să mă corecteze dacă mă înșel, cel mai mare nivel de încredere este al domnului Emil Boc. Nu,
Dublu, care, de două ori care jumate, ghici, domnul Ciucă. Care ghici în conducerea cărui partid a fost. E, inclusiv în contextul ăsta. Deci, și cu asta închei. Faptul da. Că domnul Boc e pe locul întâi la încredere, simpatie, da. Tăcă, merita, nemerita, nu comentăm. E un fapt. Doi, vă reamintesc respectuos că 80% din voturile pe care PNL-ul le-ar lua mâine vin din județe controlate de fostul PD. Bineînțeles. Suceava, da. Bihorul nu-l pun, deși există o filiație, da, Cluj, Alba, Arad. Lista poate continua, dar vreau să văd ce mai important. Înainte să anunț breaking news-ul din comitetul de coordonare a alegerilor din partea PNL, domnilor și domnilor, vreo 7 sau 8 din 10 sunt băsiști. Breaking news. Audieri spectaculoase astăzi, doamnelor și domnilor, în dosarul Crevedia. Dacă vă mai aduceți aminte, nu sunt decât câteva luni de zile de când o stație de gaz a sărit în aer, producând victime și pagube materiale cât să ne săturăm pentru următorul cincinal în coace. Surpriza momentului a fost că cei doi patroni aflați încă în arest s-au cerut la audieri de această dată, după ce au refuzat cu îndărătnicie până acum să ofere declarații în fața procurorilor. În direct alături de noi este avocatul Cuculis, care este de asemenea apărător ales a uneia dintre părțile din proces și care a participat la audieri și care ne devoalează surpriza momentului din audieri. Vă ascult, domnul Cuculis, bună seara! Bună seara, domnule Ciutacu, este alucit pe invitații dumneavoastră din platou pe care îi știu pe fiecare în parte. Acum, foarte interesant, pentru că ați menționat și dumneavoastră acolo în platou că oamenii ăștia s-au cerut la audieri. Foarte bine spus, pentru că prima dată n-au vrut să declare nimic și acum au venit cu o strategie care, în mod întâmplător sau nu, este absolut identică. Dacă ați fi fost la audiere, ați fi avut senzația că unul s-a auzit pe celălalt sau l-a auzit pe celălalt și au dat niște declarații aproape trase la Indigo. Am dosarul aici în față, mi-am făcut niște consemnări, n-am reușit să ajung până acum acasă, pentru că audierile, vreau să vă spun că s-au terminat pe la 9:10, fără ceva, ce să mai... 22, să nu înțeleagă lumea că a fost de dimineață treaba asta. Ei s-au întors într-adevăr în arestul preventiv acolo de unde au venit, însă, atenție, oamenii dau vina în momentul de față pe comandantul acțiunii până la urmă, dar ce vă aminte că Arafat a fost de față la momentul la care a explodat toată treaba acolo la Crevedia și spuneau că la 20 de minute... La 20 de minute după ce s-au prezentat acolo în fața imobilului care ardea, în fața fostului sediu al societăților, oamenii încă se aflau în perimetru, nu evacuase nimeni. Deci niște declarații care toate duceau către ideea aceasta că autoritățile sunt responsabile de ceea ce s-a întâmplat acolo. Mai mult decât atât, și mi se pare foarte interesant de precizat, este că oamenii spun că n-au nicio vină. Dom'le, noi tot ce am făcut acolo a fost perfect legal, deci degeaba suntem pe aici cumva, au dat niște explicații absolut halucinante, inclusiv că șoferii sunt vinovați, ei nu și-au asumat absolut nimic, strategia a fost pusă la punct de la bun început și au venit, noi ne-am mai obișnuit din nefericire în România cu treaba asta, mortul e de vină, adică clientul meu era de vină că a fost șoferul acelei societăți și că din cauza că s-a fi dus, spun ei, atenție, nu s-a dovedit nimic deocamdată, da, până la toaletă, iar fi explodat acolo cisterna. Avem într-adevăr niște inadvertențe majore în declarațiile respective. Din orice fel de punct de vedere am putea să privim cazul acesta, nu putem să nu ajungem la următoarea situație. Dom'le, n-aveai autorizație. Dacă aveai autorizație acolo, era una, dar n-aveai autorizație și tu făceai transportarea asta de gaz din stânga în dreapta, care în termen de specialitate s-ar zice transvazare. Adică puneai o pompă în stânga și în dreapta și mutai. Și o chestiune și mai interesantă decât tot ce v-am spus până acum și cred că cei de acasă sunt foarte interesați și presa care a urmărit până la urmă acest subiect, de ce credeți dumneavoastră că se muta gazul din stânga în dreapta? Că asta a fost întrebarea de pe buzele tuturor. De ce se muta gazul ăsta din stânga în dreapta? Eu o să vă răspund eu imediat. Pentru că oamenii aveau două tipuri de cisterne, cisterne mari și cisterne mici. Și în funcție de localitatea, zona, din cele 48 de puncte de lucru pe care le aveau, mutau practic gazul ăsta din cisterna mare, cisterna mică,
ca să aibă acces pe anumite drumuri care erau cu limitare pentru un anumit tonaj. Asta este explicația oficială. Explicația neoficială pe care vă dau eu, vă rog, și așteptăm, bineînțeles, expertiza. Haideți să vedem ce Dumnezeu se afla în cisternele respective, pentru că eu nu cred că era doar GPL, așa cum se susținea, era ceva combinat ca să dea bine la cântar și la bani. Dar este o supoziție, așteptăm expertiza, atenție, de la INSEMEX odată și de la INEC și de la armată, pentru că trebuie să ne răspundă acel institut al armatei cum e treaba asta, ce se afla în recipientul respectiv care a explodat acolo la Crevenia. Mulțumesc mult, domnul Cuculiș, pentru precizări și așteptăm desfășurarea, până la urmă, acestei acțiuni judiciare care pare să fi căzut nedrept în uitare. Breaking news. Se pregătește controlul masă al populației, domnilor și domnilor, și se testează în mai multe state pe eșantioane mici momentan. Universal Basic Income, în traducere venit universal de bază. Cu alte cuvinte, acea idee marca Forumului Economic Mondial de a primi bani fără să muncim, să stăm acasă, să încasăm fix pentru nevoile de bază și să fim fericiți. Hai să vedem. Controlul în masă al populației se pregătește și este testat în mai multe state, pe eșantioane mici de populație momentan. Universal Basic Income, în traducere venit universal de bază. Cu alte cuvinte, acea idee marca Forumul Economic Mondial de a primi bani fără să muncim, să stăm acasă, să primim bani pentru nevoile de bază și să fim fericiți. Un venit universal de bază de 1600 de lire sterline pe lună va fi testat pentru prima dată în Anglia, în cadrul unui program pilot. Susținătorii ideii spun următoarele. Societatea noastră va avea nevoie de o formă de venit de bază în anii următori, având în vedere tumultul schimbărilor climatice, al perturbărilor tehnologice și al tranziției industriale care ne așteaptă. Acesta este motivul pentru care construirea bazei de dovezi și implicarea publicului acum este atât de importantă, astfel încât terenul să fie bine pregătit pentru implementarea la nivel național. Let's have this crisis first, or let's have COVID first, you know, soften them up. But they've delayed, because the technology was already ready around 2015 to roll out. And what people don't mention is, what do these CBDCs actually look like? You know, at the moment, there's a bit of talk about this being phone-based apps. And yes, that is the initial phase. But what was already ready around 2015 is the ultimate goal, what they really want. Apparently, I was told by a central banker, is, you know, CBDCs looks like a small grain of rice that they want to put under your skin, which is, in my view, a violation of human dignity. And they realize there is a hurdle. So to get people to accept this, there will be, you know, why suddenly are all the billionaires saying, let's have universal basic income? Because the story is going to be, oh, now we've created this vast unemployment and disruption and crises. Well, we need universal basic income. You will get 2,000 euros into your account every month. But of course, to run this efficiently, we need to use the latest technology. So, you know, you need the CBDC chip implant. Susținătorii spun că venitul universal de bază poate oferi un nivel de securitate economică pentru toată lumea. Acesta este văzut ca o potențială soluție la insecuritatea de pe piața muncii, în timp ce alții spun că este costisitor și că sprijinul ar trebui să fie direcționat. În Germania s-a dat startul unui experiment social în 2020, în cadrul căruia 120 de persoane vor primi lunar, timp de 3 ani, 1200 de euro. În această țară europeană au tot existat divergențe pe marginea introducerii unui astfel de venit, din cauza că unii au considerat că oamenii vor deveni leneși, știindu-se asigurați cu o sumă lunară. Însă dezbaterile nu au fost însoțite de niciun studiu științific. Experimentul actual vrea să descopere dacă oamenii își vor părăsi locul de muncă, dacă vor demara afaceri proprii sau își vor lua un serviciu cu normă redusă. Conform unui sondaj făcut de Institutul German de Cercetări Economice, 50% dintre germani sprijină ideea introducerii unui venit universal de bază. Thank you.
Ideea introducerii unui venit universal de bază nu este nouă. Guvernul finlandez, desfășurând un proiect asemănător în 2017-2018, atunci 2000 de participanți aleși întâmplător au primit 560 de euro lunar. Concluzia parțială a experimentului realizat la nivel național de Finlanda în ceea ce privește venitul universal de bază este că banii gratis nu au reușit să crească rata de ocupare în rândul șomerilor, a anunțat Instituția de Asigurări Sociale a țării Kelas și Ministerul Afacerilor Sociale și Sănătății, potrivit Bloomberg. Ultimele țări în care se desfășoară experimente cu implementarea venitului universal de bază sunt Olanda, Kenya, Canada și SUA. It is my privilege, honor and responsibility to be the sponsor of Bill S-233, which we've just commenced study of in the Senate Standing Committee on Finance. The bill would introduce a framework to develop a guaranteed livable basic income. Right now is the fact that we are struggling throughout this country with homelessness, food insecurity, poverty, health, mental health issues, and this is one way that we could start to look at these issues. It's not the only way, but it's certainly a key way. Iosefina, experimentul ăsta, mă rog, dincolo de puținătatea banilor pe care ne-i oferă să stăm degeaba acasă, mai ridică un semn de întrebare. Până la urmă, cine mai muncește pe lumea asta? Dacă sunt toți acasă și chiar și pe o sumă mai mică, cine produce bunurile pe care trebuie să le cumpărăm noi din suma aia mai mică și să achităm factura la curent și la gaze? Deci după pandemie, după războiul din Ucraina, după toate aceste crize economice, am ajuns la nivelul Uniunii Europene la cifra de 96 de milioane de cetățeni care trăiesc în sărăcie extremă și respectiv la limita excluziunii sociale. În acest moment, un proiect, adică e în desfășurare deja un proiect la nivel european, se numește Minimum Income Scheme, adică un venit minim, o schemă de ajutorare prin care toți acești cetățeni care se încadrează vor primi un venit universal de bază, în traducere liberă, ca să supraviețuiască, în loc să fie, mă rog, schimbată politica economică a statelor, astfel încât oamenii aceia să poată intra pe piața muncii, să se adapteze cerințelor pieții muncii. Și unde e controlul? Că pare chiar o binefacere. Oamenii se gândesc la politici sociale, să nu lăsăm pe nimeni în urmă, cum ar zice domnul Ciolacu. Eu cred că a început odată cu transformarea, mă rog, a ajutoarelor de stat chiar și în România în cartelă. Avem ajutor, schemă pentru cumpărat alimente, avem cardul de energie, avem cardul de diverse alte... Ne modernizăm, ne digitalizăm. Da, și așa omul devine dependent de ajutorul oferit de stat, știind că altă posibilitate nu are în condițiile date. Ce posibilitate alternativă au aia care oricum trăiesc la limita sărăciei? O să vedem o puzderie de ONG-uri, asta e marea mea temere, pentru că avem proiecte finanțate de Uniunea Europeană în acest moment, ONG-uri finanțate ca să promoveze ideea introducerii venitului universal de bază ca unică soluție pentru a ajuta oamenii aflați la risc de excluziune socială, ceea ce e foarte grav, pentru că, da, pe termen lung, nu va oferi soluții reale, oamenii vor fi dependenți de ce le dă statul cu porția și de la alimente și bani, tot. Domnul Harnadze, da. De la cât în sus stați acasă? Nu știu, nu cred că o să am venit. Dar să spun că nu e nicăieri condiționalitate, că dacă primești banii ăștia trebuie să stai acasă. Dar știți că la discuție să nu condiționalitate. Nu există. La subiect... O te soroșiți tu din el cum iese imediat. Nu trebuie să stai, dar în Finlanda, de exemplu, foarte mulți au renunțat la locul de muncă pentru că aveau un venit garantat și la subiectul ăsta se poate întâmpla asta. Există niște cârcotași, fiindcă asta zic uite mai puțin. De unde are statul veniturile respective ca să le dea cât le-o da? Nu va avea. Dacă nu muncește nimeni. Și tot zic așa, în piramida, în sfârșit, socioeconomică mondială, există 1-2% din mari companii care au aproape 80% de tot ce înseamnă financiar global și respectivii, ca să stea liniștiți, au fost de acord. Da. Apropo și de discuția ONG-istă și tot felul de forumuri, ca să descarce
cât ori putea fiecare. Și lumea să nu mai să înstrat, să mai fie conflicte. Și fie mai... De fapt, banii se iau de la marile companii pe care le vedeți pe tot felul de burse. Exact. Se dau la statele care au probleme, în așa fel încât toată lumea să fie liniștită și ăia care câștigă, să câștige în continuare foarte aici, mult. Nu mai aveți timp de completare, pentru că vine Vali Vigelie, iertați-mă. Vi-l prezentăm, domnilor și domnilor, pe inegalabilul Vali Vigelie, așa cum nu l-ați mai văzut până acum. Artistul și-a pus pe tavă toate secretele și a făcut dezvoluiri despre viața sa personală. Cine este cu adevărat artistul iubit de milioane de români, aflați chiar de la el. Eu am o problemă cu copiii mei. Le dau tot ce vor. Dacă? Doar dacă muncesc. La mine, dacă nu muncești, nu primești. Eu nu te trimit la muncă să-mi dai mie. Eu te trimit la muncă pentru tine să evoluiești, să crești. Chiar aveam o discuție acum cu băiatul meu, cu Florin, a fost cu celălalt frate și m-a supărat puțin. Și eu am o vorbă. Cine mă supără, eu prez robinetul. De bani. De tot. Și Rafi a spus. Ai făcut bine. Am zis să-l pedepsesc. Dar pe urmă am zis, nu. Nu-l mai pedepsesc. Fac altfel. Îl fac să-i pară lui rău. Care o vârstă. Și... nu vreau să mai supere pe mine. Să vedem. Mă sună să-și ceară iertare? Știe ce a făcut? Unde a greșit? V-a sunat? Sincer să fiu, el nu știe ce am făcut pentru el. Îi pregătesc acum o surpriză frumoasă. Eu tot timpul i-am spus, du-te, învață, i-ați permis, cu le-am cumpărat la toți mașini, să-ți cumpăr și ție. Dar acum mi-a pregătit o surpriză frumoasă. Și m-a sunat, nu i-am răspuns, să vadă că sunt supărat pe el. Și aștept până de Crăciun să-i fac surpriză. Ce ți-am spus să faci și ai făcut. Ai făcut tot ce ți-am spus. Primești ce-ți dorești. N-ai făcut ca la școală. N-ai luat 10. Scădem din ele. Și el am spus, dacă urceți, dacă învățați, învățați pentru mine. Eu am tot ce vreau. Eu pot să îmi permit orice. Voi ce faceți? Că la un moment dat i-am spus, bă, cel mare nu e însurat. Și am spus, vezi că vine timpul în care o să te întrebe, o să vorbești cu o fată. Și o să te întrebe mama aia, fetii. Bine, știm cine e tatăl tău. Tu cu ce te ocupi? Ce meserie ai? Dar nu-i ajută numai faptul că sunt băieții lui Vali Vigelie? Eu, din punctul meu de vedere, eu sunt cine sunt, iar ei trebuie să pună mâna să muncească și să învețe. Toate sunt pe numele meu. Dacă ar fi pe numele lor, să zicem, dacă spune, păi... vreau să o las la bancă sau vreau să fac nu știu ce. De ce să am eu surpriză de genul ăsta? Mai bine facem în felul următor. Sunt pe numele meu, cât trăiesc eu, faci cum îmi spun eu. Când ai mai fi eu, fă ce vrei. Când sunt pe stradă, sunt leu. Când ajung acasă, îmi dau blană jos și o pun paia de oaie. Adică sunt blând, sunt bun. Și vreau pe toți să-i fac fericiți. Nuțu, da, cântă un gen de muzică care am tot respectul pentru acel gen de muzică. E loc pentru toată lumea, dar și am zis, bă, tată, dacă vrei să cânți, hai să te învăț câteva lucruri care să... Și a zis, nu. Ce cânti tu cu totul și cu totul altceva? Ce fac eu și ce cânti eu cu totul? Ok, atunci. Și a ales trap. A ales, da, trap. Cel mare este instalator, Rafi. Deci Florin lucrează ca instalator, Rafi lucrează ca șofer, Cati este la master. Eu am zis, tată, ce-mi doresc eu la ora actuală să devii notar. Sunt foarte puține locuri pe București, sunt cam vreo 50 de
persoane pe un loc și sunt 5 sau 6 locuri. Și am zis, tată, acum vedem dacă ai învățat sau nu ai învățat. Sunt bucuros când o văd că tot timpul învață, când unde pleacă ea cărțile cu ea și le pune în mașină, când vine acasă, găsesc tot așa la masă, învață și în afară de asta și muncește. Eu, din punctul meu de vedere, tot ce fac, într-adevăr, le rămâne lor. Nu e nimic cu tine după lumea asta. De ei trebuie să învețe, pentru că dacă învață și își dă seama cum să câștigă bani, o să aibă grijă de toate. Dacă nu, probabil că nu o să mai fie eu, o să le vândă sau să facă ce vrea fiecare. Dar eu le-am spus așa. Hai să ne înțelegem. Tu ce vrei? Vreau asta. Tu ce vrei? Asta. La fiecare în parte, ce vrea. Mă refer la Florin și la Rafael. Dacă vine și vrea să le cumpăr ceva, cu cea mai mare plăcere. Cu cea mai mare plăcere. Dar la mine munca e pe primul loc. Eu tot ce am, am prin muncă. Nu mă poate arăta nimeni cu degetul că l-am păcălit. V-a făcut celebră această melodie, Să iubești două femei. Când am ajuns la studio, am avut idee să facem cu totul și cu totul și cu totul altceva. Am fost la Florin Pește, am fost. Tocmai la Drăgășani. Eram cu un prieten de tot așa, Loti îl cheamă, de la Craiova, și eram toți în studio. Ăla a spus o vorbă, la o vorbă, băi, hai să tragem asta. Și finalul a ieșit melodia. Când am terminat melodia, întrebarea a fost așa, unde o să o cântăm? Care-i de fără de păcat să dea cu piatra cenută? Celălalt. Din punctul meu de vedere, noi bărbații suntem de două feluri. Care fac și care nu recunosc. Nimic de zis după ce a vorbit Vali, s-a făcut liniște în studio, urmează Marius Niță, te salut Marius. Bună seara, imediat vă aștept la ediția specială a știrilor cu dezvăluiri bombă din ancheta jandarmeriței, prinse cu droguri, ipotezele procurorilor după rezultatul testelor, e șoc total. Rețeaua mafiotă de la Vama a fost destructurată, au loc rețineri în masă, români lăsați pe drumuri, cum le-au furat cămătarii casele și pacienți otrăviți cu mâncare, 3 morți, unul în stare gravă, venim cu detalii imediat, mă aștept și cu restul știrilor.